Doctorița Plușica, Sirena Melinda. Ce zi frumoasă de vară! Mama o dă pe Plușica cu cremă de protecție solară. Apoi fetița sare în bazinul cu apă. Stetoscopul magic dă viață jucăriilor. Și Dragonel vrea și el să înoate. Nu, tu nu poți intra în apă! Nu ești o jucărie de baie, strigă Plușica. Of, ce bine că l-a prins pe Dragonel la timp. Deodată, oița strigă. Săriți, jucării neajutorate! O sirenă! Doctorița Plușica se apropie de jucărie, iar aceasta se prezintă. Bună, mă cheamă Melinda. Sunt o înnătătoare extraordinară. Dovedește-o, o provocă fata cu placa de surf. Nici una, nici două, Melinda sare prin cercul pe care îl ținea fata, dar rămâne sub apă. Plușica reacționează rapid și o scoate la suprafață. Era să te înneci, îi spune ea. Imposibil, o sirenă nu este înnecată niciodată, protestează Melinda. În acest caz ești bolnavă, răspunse fetița. Lasă-mă să te consult. Plușica ascultă inima Melindei cu stetoscopul, apoi observă că are coada blocată. Mecanismul ei este înțepenit. Știu ce ai, anunță Plușica, suferi de blocaj de cheiță. Plușica se grăbește să deblocheze cheia mecanică. Oița o întoarce până la capăt și coada Melindei funcționa din nou. Ura! Se bucură sirena. Cum voi putea sări din nou prin cerc? Dar, plosc! Jucăria se scufundă din nou. Doctorița Plușica se gândi puțin. Când ai învățat să înnoți? O întrebă ea. Eu? N-am învățat niciodată să înnot, răspunse Melinda. Atunci nu e de mirare că te duci mereu la fund, explică Plușica. Ai nevoie de lecții de înnot. Fata cu placa de surf este o profesoară excelentă. Ea știe perfect fiecare mișcare, așa că sirena trebuie doar să o imite. Melinda face exact ce arătă fata și curând înnoată la fel de bine ca o sirenă adevărată. Bravo! Aplaudă oița. Melinda sare mândră prin cerc. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!